Prefectura Hunedoara face unele precizări referitoare la pronunțarea încheierii Tribunalului Hunedoara privind validarea mandatelor consilierilor județeni ai Consiliului Județean Hunedoara, aleși în urma scrutinului electoral din 9 iunie. Validarea celor 33 de mandate pronunțate de Tribunalul Hunedoara a fost contestată de Prefectura Hunedoara la Curtea de Apel Alba Iulia pe motiv de nerespectarea unor prevederi legale. Apreciem că pronunțarea încheierii privind validarea mandatelor consilierilor județeni ai Consiliului Județean Hunedoara, declarați aleși în urma desfășurării scrutinului electoral pentru alegerea autorităților administrației publice locale, desfășurat în data de 9 iunie 2024, s-a făcut cu nerespectarea articolului 34 din Ordonanța de Urgență numărul 21 din 2024. Pe cale de consecință, conform acestor dispoziții legale, termenele prevăzute în articolele menționate încep să curgă de la data de 27 septembrie 2024, iar cererea privind validarea mandatelor consilierilor județeni ai Consiliului Județean Hunedoara a fost prematur introdusă. Mai mult decât atât, apreciem că biroul electoral de circumscripție județeană numărul 22 Hunedoara nu avea calitatea procesuală activă pentru a solicita instanței competente validarea mandatelor de consilieri județeni, deoarece, conform textului de lege, obligația de a transmite instanței solicitările de validare revine secretarului general al unității administrativ-teritoriale. Față de aceste aspecte, prefectul județului Hunedoara a formulat în termen legal apel împotriva încheierii prin care s-au validat mandatele consilierilor județeni, apreciind că încheierea pronunțată de Tribunalul Hunedoara este prematură, iar solicitarea de validare a fost făcută de o persoană fără calitate procesuală activă, urmând ca apelul să fie soluționat de Curtea de Apel Alba Iulia, a menționat prefectul Doris Visirin pe pagina de Facebook a instituției.